Așa cum a anunțat, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă a centralizat primele oferte de joburi pe 2017 la nivelul județului, punându-se la dispoziția șomerilor un număr de 243 de astfel de oferte. Agenții economici au comunicat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 243 de locuri de muncă vacante. Pentru zona Piatra Neamț sunt 127, pentru zona Roman 106, iar pentru cei din zona Târgu Neamț care își caută un loc de muncă, doar 10 locuri de muncă. Pentru zona Roman, preponderente sunt cele din industrie, adică cele din, și anume cele din industria confecțiilor, urmate de locurile de muncă din domeniul comerțului și a serviciilor și pentru că timpul o permite, sunt și locuri de muncă în domeniul construcțiilor, la lucrări interioare. Trebuie să menționez și faptul că în data de 20 ianuarie, cei care doresc să lucreze în străinătate, mai exact în Portugalia, la Cules de Zmeură, au această posibilitate de a participa la o preselecție care va fi la Târgoviște. Pentru mai multe informații, cei care doresc să lucreze în străinătate se pot adresa consilierului EURES, care are biroul la Agenția Locală de Muncă. Din locurile de muncă anunțate pentru municipiul Roman sunt puse la dispoziție doar 106 joburi, cele mai multe, ca de obicei, în industrie, mare parte rămase neocupate de anul trecut. Pentru cei care doresc un loc de muncă la Cules de Zmeură, în Portugalia, doritorii vor trebui să se prezinte la o preselecție care va fi organizată pentru întreaga țară la Târgoviște în perioada 25-26 ianuarie. Se caută 280 de culegători și 20 de șefi de echipe. Ultima zi de depunere a solicitărilor la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă se va face în data de 20 ianuarie. Plecarea la muncă în caz de recrutare este programată spre sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie.